Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. You're scaring us and all of us, some of us love you, Achilles, it's not much but there's proof. You crazy ass cosmonaut, remember your virtue, redemption lies plainly in truth. Just humor us, Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. Je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tuer pour les idées. Les illusions qui leur donnent une raison de vivre sont la même raison de vivre et en même temps une excellente raison de vivre. Achilles, 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 come down, won't you get up off the roof. The self is not so weightless, nor whole and unbroken. Remember the pact of our youth. Where you go, I'm going. So jumping, I'm jumping, since there is no me without you. Soldier on Achilles, Achilles, come down, won't you get up off the roof. Low the way they light candles in Rome, but love the sweet air of the voting. Hurt and grieve, but don't suffer alone. Engage with the pains of motive. Today of all days, see how the most dangerous thing is to love. Achilles, come down.
ajutor! Am născut cele șapte păcate capitale. Meliodas, semnul dragului. Și reprezintă lumia. Yeah.
Chasing God, I've been chasing mercury and lightning, I've been pressing hard, I've been coming up short. Lately I've been thinking about what's gonna happen with you and I need a new religion. Been coming up short.
M-am dus la anticariatul din centrul orașului și acolo am găsit o carte foarte veche despre legendele Olimpului. Ce mi se pare fascinant însă e faptul că la finalul cărții apare o povestioară scrisă de o fată care a rămas gravidă cu cele 7 păcate capitale. O să vă spun și vouă povestea asta. Ea începe cu... Cei 7 copii ai mei s-au născut printr-un miracol. Miracol. Ce s-a transformat într-un blestem. În timp ce ei creșteau, umanitatea din ei se disipa ușor. Ușor. Au făcut multe lucruri rele. Fiecare dintre ei, rezumându-se doar la un singur lucru. De a trăi sub credința păcatului, scopul pentru care aceștia au fost concepuți. Acum mă simt în sfârșit liniștită și vreau să cred că cel ce m-a însămânțat nu m-a ales dintr-un motiv anume, că totul a fost doar o ironie a sorții. Mânia, lenea, avariția, lăcomia, vidia, pofta trupească îi întruchipează pe ai mei copii. A trebuit să car după mine viața, suma întâmplărilor bune și rele. Să stau la răspântie neștiind care este realitatea și care este chimera. Tot ce vă rog este să nu-mi blamați copiii. Ei sunt la fel de importanți ca și ai voștri, deoarece caracterul lor îl regăsim zi de zi în fiecare dintre noi, dintre voi, dintre ei. Vreau să aflați despre ei pentru a avea un exemplu negativ de care să vă amintiți atunci când simțiți că vă îndepărtați de umanitate. Their own bed lies right down within it and walks.